În ultima ședință a Consiliului Județean, aleșii au votat pentru alocarea sumei de 950.000 de lei, bani aflați în rezerva bugetară a județului, pentru diferite acțiuni sau evenimente. Proiectul a fost votat cu 23 de voturi pentru și 7 împotrivă, aleșii județeni ai grupului PNL fiind cei care s-au abținut de la vot, motivând iar faptul că banii se alocă pe criterii politice. 9 unități administrativ-teritoriale din Maramureș au primit la ultima ședință ordinară a Consiliului Județean sprijin financiar pentru înlăturarea efectelor calamităților. Comuna Oarța de Jos, o propunere de alocare din partea Comisiei de Buget Finanțe de 50.000 de lei, Comuna Mireșu Mare 100.000 de lei, Comuna Poinilize 50.000 de lei, Comuna Cupșeni 100.000 de lei, Comuna Cernești 50.000 de lei, Comuna Sărcălășeni 50.000 de lei, Comuna Strântura 50.000 de lei. De asemenea, mai avem pentru diferite unități administrative teritoriale sprijin financiar în ceea ce privește Aliniș pentru refacerea clădirii în care funcționează autospeciale pentru intervenții în zona Codrupia. În ceea ce privește comuna, repede vorbim despre un ajutor financiar pentru unitatea administrativă teritorială situată, aflată în situație de extremă dificultate și o să alocăm banii pentru achiziționarea centrală necesară încălzirii la Liceul Tehnologic Repedea, iar la orașul Ulmeni este sprijin financiar pentru refacerea șarpante la Liceul Tehnologic Dr. Florian Fulmean. Consilierul județean PNL Călin Bota a opinat că lista cu calamitățile ar fi trebuit extinsă. Lista cu comunitățile locale care au necesar de finanțare pentru aducerea efectelor calamităților este una extrem de mare. Eu cred că lista asta ar fi trebuit cel puțin extinsă și mai ales avut în vedere faptul că anumite calamități totuși nu sunt naturale și mă refer la cele legate de incapacitatea de a duce o investiție la bun sfârșit. Alocarea resurselor pentru realizarea acelor investiții trebuia făcută după științarea din alte surse și la moment al planificării bugetare a Consiliului Județean. Vorbim despre MATE-uri aflate în situații de extremă urgență, avem posibilitatea de a acorda finanțări din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Maramureș și să vă rog să citiți regulamentul prin care aprobăm aceste sume mult mai atent. Cealaltă întrebări legate de masă, încă o dată, nu cred că trebuie să ne puneți nouă. Sigur că sumele aflate la dispoziția Consiliului Județean Maramureș nu o să acopere întreg necesar pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, special afectate către calamități. Am vorbit în cadrul Comisiei de Buget Finanțe și dacă ați fi fost corect, ați fi putut spune acest lucru public, nu doar să criticați, că o să încercăm mărirea fondului de rezervă. Deocamdată la până la 1.000.000 de lei, astăzi alocăm 950.000 de lei, deci nu mai avem sume necesare, dar până la ședința viitoare vom identifica resurse financiare pentru a mări fondul de rezervă și pentru a acorda alte sume sau către OAT-urile care astăzi nu au primit sume suficiente sau către altele. Eu cred că în momentul în care mi-am dat seama, și nu e prima dată, că atunci când e vorba de împărți banii din rezerva bugetară, începem să ne țigănim, ăsta e cuvântul. Că dumneavoastră ați încercat să-l convingeți pe domnul vicepreședinte moldovan că de ce să dați 4 miliarde la Ulmeni, că v-ați înțeles cu primarul numai la 1 miliard, vorba la 1 miliard jumate, că... Noi, deci, care sunt criteriile și principiile după care împărțim atunci? Vedeți, asta este problema. Iar eu, în momentul acela, am plecat, pentru că deja de lucrurile astea nu mai pot, nu mai rezist să văd că, de fapt, nu sunt principii și criterii în ceea ce înseamnă împărțirea banilor Consiliului Județean. Mulți din consilieri, domnule președinte, nu fac o sfătură asta în mod special, dar mulți din consilieri înțeleg de fapt că aici există o grămadă mare de bani din care ați vorbim în stânga și în dreapta, după cum fiecare vine să facă așa zisul lobby. Dar până la urmă este evident că totul se împarte după cum vrea majoritatea care conduce în acest moment în Consiliul Județean. Dacă unii dintre colegi se abțin de dreptul lor și dacă ne-am abținut, este dreptul nostru de a contesta, în primul rând, modalitatea de a se desfășura lucrurile în Comisia Buget Finanțe când pe rezerva bugetară se împar bani. Altceva nimic. Domnule lider de grup al PNL, după cum probabil știți, când mă gândesc că a studiat proiecte de hotărâre, suma de bani aflată în rezerva la dispoziția Consiliului Județean Maramureș
Suma pe care am avut-o la dispoziție este 1.000.000 de lei. Suma pe care noi o alocăm astăzi de 950.000 de lei. Dacă la un mediu este necesar de 4 miliarde, nu putem să susținem, pentru că sunt și foarte multe alte OAT-uri care au necesar financiar. Corect. Eu nu cred că putem noi să stabilim că e mai important un mediu decât Point Easy. Nu cred că noi putem să stabilim că un mediu e mai important decât Cerneștiu. Nu cred. Trebuie să acordăm bani și acelor comunități. Dacă am fi avut 2 milioane de lei, puteam să discutăm astăzi despre dublu finanțelor pentru fiecare OAT. Dar acum să veniți să spuneți lucrurile astea când ați fost în cadrul comisiei și de aceea la un moment dat eu am făcut liniște acolo și am spus, oameni buni, nu putem să vorbim așa, că fiecare vine și face lobby pentru un singur proiect. Nu sunteți un reprezentant al Consiliului Județean pentru Baia Mare. Cum un locuitor din Borșa nu e reprezentantul Borșii în Consiliul Județean, din Consiliul Județean, reprezentanția județului Maramureș și toți. Fiecare OAT trebuie să fie la fel de important ca și cel de lângă el. Vecinul lui trebuie să fie la fel de important. Țeinul e la fel de important ca și Ciclău, din punctul meu de vedere. Astăzi am încercat să găsim o formulă prin care cei care n-au reușit să primească resurse financiare din partea Guvernului, să primească din partea Consiliului de Țeamă al Mureș. Un demers de bună credință al nostru astăzi îl transformăm în circ prin această atitudine pe care dumneavoastră, grupul PNL, o aveți astăzi, prin care vorbiți doar despre alocări politice. Care sunt alocările politice care au fost făcute astăzi? Care? Care, pentru că sunt reprezentate astăzi ca și finanțare pe lista, pe anexa la proiectul de hotărâre, OAT-uri din spectrul politic al culorii fiecărui primar din județul Maramureș. Peste tot. Sunt și PSD, sunt și PNL, sunt și PMP, sunt și independenți. Care este problema? Nu vă înțeleg această atitudine. Da, mă rog, este asumat de către dumneavoastră să aveți doar atitudini politice în cadrul Consiliului de Țeamă a Mureș, când noi încercăm să facem aici doar administrație. E problema dumneavoastră, vă rog să continuați în această. Fonduri au fost acordate și pentru 7 acțiuni culturale, astfel Fundația Arte Plus Baia Mare a primit un sprijin financiar de 20.000 de lei pentru organizarea Festivalului Arte Plus în cadrul Galei Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, iar asociației Haydn Rosslyn Baia Mare a fost alocată suma de 25.000 de lei pentru realizarea în comun a proiectului Centenarul Marii Uniri, Mărturii și Fapte ale Maramureșenilor, și Palatul Copiilor din Baia Mare a fost sprijinit cu suma de 20.000 de lei pentru realizarea în comun a acțiunii de participare la concursul de creație Glorie Patriei. Un sprijin financiar de 12.000 de lei s-a acordat asociației Comunicați cu Noi în vederea realizării în comun a proiectului Uniți în Sunet de Fanfară, în timp ce Inspectoratul Școlar Județean Maramureș este sprijinit în realizarea a două proiecte. Este vorba despre sesiunea Județeană de referate și comunicări științifice a elevilor față în față cu adevărul, ediția 19, pentru care s-au alocat 9.000 de lei, și concursul interjudețean de matematică al claselor de excelență Tinere Speranțe, unde suma alocată a fost de 14.000 de lei. 50.000 de lei s-au acordat orașului Târgu Lăpuș ca sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de reabilitare a monumentului eroilor căzuți pentru unitatea tuturor românilor. Tot 50.000 de lei au fost alocați și pe segmentul sport către Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, ca sprijin financiar în vederea asigurării serviciilor de masă pentru delegația României cu ocazia organizării în Baia Mare a meciului de rugby dintre România și Portugalia, meci organizat sub egida Federației Române de Rugby.